Această propunere legislativă a fost legiferată ca zi festivă a României prin legea numărul 53 din 2011, adoptată de Parlamentul României. Conform legii, Ziua Limbii Române poate fi marcată de către autoritățile și instituțiile publice din țară, dar și din diaspora, prin organizarea unor programe și manifestări cultural-educative. În acest context, la Biblioteca Județeană Antim Ivireanul a fost organizat simpozionul 31 august, Ziua Limbii Române. Limba noastră e o comoară în adâncuri înfundată, un șireac de piatră rară pe moșie revărsată. Astăzi, 31 august, la Biblioteca Județeană Antim Ivireanu, un grup de oameni de cultură, alături de iubitorii de frumos și de artă, vor organiza un eveniment deosebit pentru a sărbători Ziua Limbii Române. Voi prezenta o comunicare despre limba română. Această comunicare este mai deosebită, întrucât sunt unul dintre filologii care pledează pentru pilonul daco-tracic al limbii române. În urma cercetărilor s-au descoperit noi dovezi ale existenței primelor înscrisuri în limba română pe teritoriul țării noastre. Anterior scrisorilor Neacșu de la Câmpul Lung există, s-a certificat faptul că mai avem o lucrare, este vorba de un manuscris, manuscrisul cunoscut sub numele de Saltirea lui Ormuzachi, care a fost transcris după și tradus. De ce un manuscris? A fost tradus după un exemplar slavon de un copist firesc, nu-i se cunoaște numele, în limba română. Deci datează primul text în limba română, deci se presupune de, și o să vă spun de către cine, se presupune că ar fi primul text în limba română. De ce s-a ajuns la această concluzie? De către academicianul, au acum câteva nume, de academicianul Gheorghe Chivu, șeful secției de filologie al Academiei Române, de către profesorul Pascu și alții la această concluzie, analizându-se hârtia de filigran produsă, fabricată în Veneția în perioada 1500-1515. Știm că scrisoarea datează din 1521. Așa, automat e o mare bucurie să descoperim că, iată, a mai existat un scris anterior textului scrisorii lui Neacșu. Cele litere care sunt scrijelate pe anumite pietre din anumite localități, vorbesc înainte de domnitorii noștri de după 1500, atestă faptul că, într-adevăr, scrisul românesc incizat pe pietre datează mult, mult înainte de sau poate imediat după venirea cavalerilor ioanisi la 1000 și ceva, da, în zona de vest a Olteniei. În cadrul acestei manifestări organizate de Biblioteca Antim Ivireanul au fost lansate cărți, printre care Dicționar al Limbii Române din Serbia de Sud-Est, care cuprinde explicația cuvintelor de la litera A la litera L. E vorba de primele, a litera A până la litera L, apărut la Academia Română, care este rodul unor cercetări de vreo 25 de ani în zona Serbii de Nord-Est sau Serbia Orientală, cum este. Este prima lucrare de acest gen apărută în limba română, unde se adună, sunt adunate, sunt inventariate, sunt explicate anumite cuvinte arhaice
care stau la baza pilonului contemporan al limbii române. În 2011, Ziua Limbii Române s-a sărbătorit pentru prima oară în Bucegi, lângă Babele. În Republica Moldova, ziua de 31 august este declarată sărbătoare națională și a început să fie celebrată în 1990 sub numele de Limba noastră cea română sau Ziua Limbii Române.